La Mănăstirea Hadăngu din județul Iași a avut loc joi 13 aprilie 2023 procesiunea Drumul Crucii în prezența a sute de pelerini. Programul liturgic dedicat pelerinajului din Sfânta și Marea Joia a început cu denia celor 12 evanghelii oficiată de către un sobor de preot și un diacon în paracrisul de iarnă al așezării monahale. Final, în sunetul clopotelor și al toacei cu prapuri și cruci, purtate pe umeri de câțiva credincioși, soborul slujitorilor s-a îndreptat către poarta Bucuriei a Crucii de la baza dealului mare. Aici, în dreptul primei troițe, ctitorită de către vrednica familie Posternac din Ipatele, județul Iași, s-a dat binecuvântare pentru slujba procesiunii. La fiecare din cele 14 troițe s-a citit câte un pasaj din Sfânta Evanghelie care face referire la patimile Mântuitorului Hristos. Rânduiala procesiunii a fost special alcătuită de către înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor. Oamenii au sărutat Sfintele Cruci, care bornează drumul până la Mănăstirea Hadâmbu și au primit din partea ctitorilor acesteia prinoase numele Domnului Hristos. Că știa că din răutate l-au dat lui și pe când ședea Pilat pe scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el acest cuvânt: nimic să nu faci dreptul acestuia. Smerita cugetare, trezvia, evlavia în lucrarea dobândirea virtuților celor bineplăcuteție, pune în suflete noastre, prin puterea Sfintei Cruci, dorul dobândirei bucuriilor cerești, ca să luăm însă aici arvuna vieții cele pure vecuitoare, a fericirii ce va să fie precum odinioara luată-l harul cel care te-a mărturisit însă pe cruce fiind. La cea de-a 14-a troiță, părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate, la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri, județul Iași, a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța pelerinajului din Joia Mare. De ce a suferit Hristos pentru noi? Pentru că însuși evanghelistul spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aceasta este viața cea veșnică, iubiți credincioși, continuă evanghelistul, ca să-L cunoască pe Iisus Hristos, tot omul, tot poporul, să-L cunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și în acest fel, sfințindu-ne sufletul și trupul, sufletul curățindu-L prin taina mărturisirii, trupul sfințindu-L prin Sfânta Împărtășanie, să fim și noi din nou urcând ușor, ușor pe această colină a mântuirii spre vinerea patimilor, spre învierea lui Hristos, care ne aduce bucurie tuturor. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze rugăciunea noastră fiecăruia, să răsplătească Părintelui Stareț dragostea, efortul pe care îl face de fiecare dată pentru toți pelerinii care urcă dealul mare și Măicuța Domnului să îl binecuvinteze cu toate bucuriile pe care ea le știe și care știe că îi sunt de folos Părintelui Stareț în acest deal, în această frumoasă mănăstire, spre slava lui Dumnezeu, spre slava Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a apreciat că oamenii de toate vârstele au ales să cinstească patimile Domnului prin participarea la denia celor 12 evanghelii și la procesiune. De asemenea, i-a îndemnat pe oameni să participe la sfintele slujbe din săptămâna patimilor pentru a simți pe deplin bucuria învierii. Arbăgând drumul cruci în Țara Sfântă, ne-am sfătuit, iată, să aducem și noi
în dealul Mănăstirii Hadâmbu, credincioșii care nu pot să ajungă în Țara Sfântă, să aibă și să parcurgă drumul crucii în dealul mare la Mănăstirea Hadâmbu. M-au ascultat cu smerenie și au ridicat aceste frumoase troițe, unde trebuie să recunosc și să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu tot restul vieții mele, fiindcă iată cât popor aduce Maica Domnului și mai cu seamă în săptămâna patimilor. Nu oricine poate fi prezent, vedeți că săptămâna aceasta cu toții trebuie să facem lucruri plăcute lui Dumnezeu și nu numai în această săptămână și în tot postul care l-am parcurs și iată cu pași repezi ne apropiem de bucuria învierii lui Hristos. Mă bucur că Bunul Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu, va blagoslovi pașii în această sfântă, binecuvântată zi, unde an de an, după denia celor 12 Evanghelie la ora 14, cu micul mare, fiind prezent la slujba celor 12 Evanghelie, coborând la poarta Bucuria Crucii, unde, cum să nu simțim patimile Domnului, fiindcă noi suntem cei cu păcatele noastre care îl prigonim și răstignim la fiecare păcat, să spunem așa. Cum să nu resimțim calea crucii? Cei care sunteți și ați fost an de an prezenți, rugăm pe milostivul Dumnezeu să nu treacă cu vederea puțină rugăciunea noastră și Măicuța Domnului să vă numere toți pașii care ați parcurs împreună cu noi părinții slujitori de la poarta Bucuriei a Crucii până la această 14-a troiță, unde cu toții ne-am plecat genunchii, ne-am plecat capetele și am implorat mila lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu și cu siguranță vom resimți bucuria învierii atât timp cât noi, să spunem, timp avem destul să ne pregătim pentru bucuria învierii acasă, la bucate, la primii musafirii, dar cât de plăcut poate să fie înaintea lui Dumnezeu prezența frăților voastre în săptămâna patimilor, mai cu seamă în Joia Mare, unde ați avut această mare șansă, această mare binecuvântare să parcurgeți calea drumului crucii. Să vă bucure Hristos Dumnezeu și să nu ne treacă cu vederea puțină rugăciune de astăzi, să vă primească milostivul Dumnezeu, nu numai pașii care ați făcut la drumul crucii, postul care l-a ținut cu trăire, cu sfințenie, cu credință vie în Dumnezeu, să vă bucurați de învierea lui Hristos și vă doresc din inima, sufletul meu, Hristos Dumnezeu să vă răsplătească încă o dată, să aveți sărbători frumoase, liniștite și binecuvântate. Eu vă mulțumesc preacucenicilor părinți că nu ușor vă este, aveți totuși turma lui Hristos în primire, sunteți sorii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu și a Sfântului Altar, aveți rânduială și în biserici și în parohii, de 33 de ani strig în continuu ce înseamnă denie, să nu supărăm pe Dumnezeu. Este pregătirea aceasta, mai cu seamă în săptămâna patimilor, trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, cu trăire, cu smerenie, cu credință, plecându-ne capetele, genunchii, plorând iertarea lui Dumnezeu în săptămâna patimilor și apoi să vedeți cât de bucuroși veți fi în noaptea învierii. Când vezi biserica goală în săptămâna patimilor, când încep deniile, de mic copil am frecventat și am văzut câta popor și tineret este toată săptămâna, în fiecare seară la denie. Cât de mare bucurie ar fi fost și pentru mine, am avut și am ucenici foarte mulți, credincioși care se perindă zi noapte, dar bucuria aceasta încă n-am avut-o, să văd popor mult, începând de luni, marți, miercuri, joi, vineri, până la prohodul de mâine. Astăzi trebuie să mă bucur că a fost și v-a adus Maica Domnului pe cei din alte zone, și din orașul nostru drag Iași și în ultimul rând fiii mei duhovnicești. Anul acesta se vede că ar veni mai mulți, deși știm cu toții ce este de 14 septembrie la Înălțarea Sfintei Cruci. Popor evlavios, mulțime, mulțime
de popor la anunțarea Sfintei Cruci. Mă bucur că v-a înzestrat Dumnezeu cu acest har și v-a blagoslovit pașii să ajungeți în această seară binecuvântată în Joia Mare, să parcurgeți împreună cu noi slujitorii drumul Crucii, să vă bucure milostivul Dumnezeu și Maica Domnului, bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. Fiți binecuvântați! Pelerinajul a continuat la monumentul Maica Domnului Ocrotitoare a României din parcarea așezării monahale și s-a încheiat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Toți pelerinii au primit la final o masă caldă din partea mănăstirii Hadâmbu. Drumul crucii sau drumul durerii este calea urmată de Domnul nostru Iisus Hristos purtând crucea pe umeri, de la pretoriu, unde Pilat din Pont a dat sentința de condamnare la moarte până la Golgota, locul unde a fost răstignit. Conform Sfintei Scripturi și tradiției, drumul crucii din Ierusalim este marcat de 14 opriri.